Un număr de peste 2000 de cereri au fost înregistrate la nivelul unităților de învățământ din județul Mehedinți pentru participarea la activitățile de educație remedială de tipul școală după școală. În urma analizei făcute de către Inspectoratul Școlar, au fost stabilite 19 unități școlare eligibile pentru organizarea acestui program. Elevii care nu au avut acces la tehnologie și internet în timpul desfășurării cursurilor didactice în sistemul online, precum și cei care se află în situație de corigență la finalul primului semestru al acestui an școlar sau cei care au nevoie de ajutor în parcurgerea materiei școlare, vor putea să urmeze cursurile programului școală după școală. Peste 2200 de elevi mehedințeni s-au înscris pentru participarea la activitățile de educație remedială. În cadrul programului național Școală după școală, în județul Mehedinți s-au înscris 27 de școli înscrise, din care pentru învățământul primar sunt 1324 de copii și pentru învățământul gimnazial 928 de copii. Sperăm să facă foarte bine și să recupereze ceea ce au pierdut în acest semestru. De asemenea, sunt eligibili pentru a participa la programul național pilot de tip școală după școală elevii până în clasa 8-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii ori în situație de eșec școlar. Totodată pot lua parte și cei din grupurile vulnerabile, cum ar fi elevii romi, elevii din mediul rural cu dizabilități sau provenind din comunitățile dezavantajate economic.